Este alertă în capitală un tânăr de origine asiatică a fost găsit mort într-o genă dintr-un campus universitar. Polițiștii fac cercetări acum pentru a pune cap la cap informațiile și pentru a găsi făptașul. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Ghena de gunoi în care fusese descoperit cadavrul se află lângă o universitate, iar studenții împreună cu paznicii din zonă sunt cei care au alertat autoritățile. Tânărul în vârstă de 27 de ani era de origine asiatică și nu se știe care este cauza decesului. Oamenii legii au contactat ambasada pentru a înștiința familia în legătură cu tragedia care a avut loc. Trupul nensuflețit al tânărului a fost ridicat de către medicii legiști, iar în următoarele zile vor face necropsia pentru a putea stabili care a fost cauza decesului, și în cazul unei crime, cine este autorul? Tot un caz dramatic a avut loc la vaslui unde un tânăr s-a autoincendiat. Bărbatul a fost descoperit în flăcări. Pompierii militari au intervenit imediat în cazul tânărului din vasului care s-a autoincendiat și au stins flăcările care cuprinseseră aproximativ 30% din cadavru. Nu se știe din ce cauză bărbatul a recurs la acest gest disperat.